La PC Garage, pentru orice combinație de procesor, placă de bază și placă video, în valoare de peste 1500 de lei, primești un SSD cadou. Află mai multe pe pcgarage.ro. Și ca pe tipul Hai, Mare pece. Ok, Vasco, Madeline. Ok, Max, Vasco. Ok, this is gonna be a good one. Păcat, na, păcat că l-au linșat pe fiz așa de repede, să zicem. Ok, Rafa aici. De ce nu pot mișca? Lul. Ok, Dani, Rafa, cu oară. Hai că ajung la reactor dacă e. Mamă, da, hai că ajung. Au comis skill ăștia acolo, fie atent. Bă, să ține pe asta, hai mă. Oooo, mi l-ați omorât pe Vasco, da, iurea. Mariusele, tu vii cu mine sus când trebuie să te duci jos, puiul meu. Pe nu știu cum. Ok, Pink 1-2 și l-am văzut în ultima oară pe Rafa acum a plecat. Okay. L-a văzut și la pe Pink? Am ieșit din electrical și era unul fix lângă mine. Care din voi era? Eu eram și s-ar putea să fi dat ventul, nu sunt sigur. Eu? Păi că să fi dat. Deci eu ies din electrical, dar asta înseamnă că am dat vent. Trebuie să luăm în considerare că acolo sunt și 3 task-uri, adică poate să dureze puțin. Și asta, și unul la mână, nu l-am văzut la început deloc pe Pink, ca să fie, să zică, ok, a fost repede în dreapta, s-a dus acolo și a așteptat să... Mă băieți, eu v-am zis, l-am văzut pe Rafa. A, ok. Știi de ce pot să zic că s-ar putea să nu fie Pink? Că dacă era să fi făcut kill-ul Note 2, trebuia să-l fi văzut pe lângă mine și dacă l-ai găsit direct în electric, eu zic că a fost destul de vreme în electric acolo, era de mult acolo. Bă, hai să nu mai pierdem timpul, dăm skip și ne vedem. Dai, nu neapărat. Stai că nu-i Vasco. Nu, ideea... Vine Vasco, să nu am putut să ceva de Vasco. Nu, de ce? Acum am vrut să dau toate informațiile în dreapta, cine mai eram eu în dreapta, ca să terminăm așa, să dăm lista completă de suspecți. Eu am fost la admin și după aia am venit, se pare că s-a dat reactorul. Eu, Max și Vasco eram în dreapta. Eu am fost la reactor, am venit după Da, nu contează. Ok, stai la că se termină. Eu m-am dus sus, pe partea de sus. Voi ați luat-o pe jos, nu? Vasco. Da, pe jos. Ok, voi ați luat-o pe jos. Mă, tu n-ai fost după mine. Ba da, am venit imediat ca să fac reactorul. Imediat în spatele tău când a găsit. Erai cu mine, Madalin. Bro, tu n-ai fost în spatele meu, despre ce vorbești? Nu știu, singurii care erau acolo erau... Eu de acum la final mă refer, când ai dat tu ai da, mă, vedem. Ok. Suspect Rafa! Sas. Bă, da, ar putea să fie și Rafa, nu zic nu. Că trecuse pe acolo și a fost, am înțeles. Hai că îmi dai cu oxygen depleted. 1-1-5-1 bam. De cafteala. Ok, rezolvat. Atât. Nu stau la grămadă, nici să mă bați. Când faceți felul. Ok, super. Mă apuc și să fac astea. Max, Vasco, Rafa a plecat. Ok, Rafa pleacă. S-a întors Marius. Rafa a plecat totuși. Și Rafa ce din urmări? Sami și Rafa ne urmăresc. Se va produce kill pe capul meu. Kill cooldown. Albastru maro. Ok. Roșu. Aoleo, vere, deci, deci, hai să vă zic o chestie care mi s-a părut mie super ciudată. Zi Vasco. Când am fost în admin. Așa. Marius a dat fake la Așteaptă puțin, Mariu, te vreți. Ok, zi să vedem dacă da sau nu. Așa, da, deci a fost fake la download. Și o altă chestie care mi s-a părut ciudată e că s-a dus la card, a dat swipe și nici nu s-a pus gen verde. Cum la... Cum nu s-a pus, mă, că s-a Aoleu. Pus? Cum nu s-a pus, mă? Eu sunt de acord cu Sami aici, că l-am văzut pe Marius, era spus. Eu v-am zis, deci sunt de acord cu Max. Ok, Tudor Taskbar, am înțeles, e bine.
Afară, Marius, afară cu tine. Afară, mă, că s-a afară, Marius, gata. Gata, s-a prins. Eu vreau să-l mai las o leacă pe Marius, nu știu ce face. Păi și eu-l mai las, că săracul să vânzi două ore, că nu a fost impostor tot jocul. Eu-l mai las o leacă, i-am dat skip. I-am dat skip, i-am dat skip. Marius, nu uit. Max, ce suflet bun. Sunteți nașpa, bă, sunteți nașpa. Sunteți deștepți, alții joacă până ultima rundă și Rafael să decide acum cu deșteptăciunea lui. Cred că ar trebui să mai impun setare să-mi dau mie mai multe task-uri, Dani și cu albastru. Ok, Dani, albastru. E prea de vreme pentru kill-uri, știu că-s deja doi aici. Sami Pink. Sami Pink. Rafa. Sami Pink, Rafa. Pink a ajuns aici, mamă, cer pe mamă. Cu viteza asta te debusolează rău tot. Deci Sami Pink, Rafa, îți toți dreapta. Mădălin aici, Vasco aici, Max și alții aici. Max și alții. Vasco stă și urmărește. Ok, Vasco ar putea să fie sus as fuck. Să fie iară Vasco, nu știu câta oară, ok. Uite, încă-l găsim mort acum pe unul din cei doi. Ah, ok, are pare repede. Pocchan, s-a produs. Deci eram, eu eram cu Vasco, așa? Eu cu Vasco am găsit corpul, am venit amândoi de jos. Nu avem de cum jos. Să fie eu. Erați amândoi în electrică, nu, cineva, eram el am, fost, am fost în electrică, l-am făcut task-urile de sus și după am mers spre cafeteria și... Înainte de intrare în cafeteria. Ah, înainte de intrare în cafeteria, ok. Da. Pe partea stângă. Nu știu, faza e, faza e că mie mi s-a părut. Stai că da, a fost cu mine, dar mie mi s-a părut așa că Max a vrut să o omoare, știi? A, mă, Vasco! Deci eu am zis acolo că hai că-l urmăresc pe Vasco, că măcar așa pot să-mi dau seama că nu e el. Că am văzut că m-ai așteptat în timp ce eu făceam task-ul sus. Ok, nu, nu zic că neapărat să ajungi pe tăbă, dar asta. Credeam că vrei să mă omori, drecu. Man, m-ai așteptat. Ai așteptat să termin task-ul să vin cu tine. Am zis ok, hai da, că... Da, e fac... adevărat, e adevărat și asta. Ok. A stârnat de discuție. Pink mi se pare cam absent. Eu nu l-am văzut deloc pe Pink în match-ul ăsta. Eu. E ok. Da, eram în admin, am terminat upload-ul și card-ul, am terminat toate task-urile, so... Păi, dar acum în admin... M-am întâlnit cu, era, m-am întâlnit cu Pink în partea de jos, înainte să ia lumini, m-am dus la Shields. Eu m-am întâlnit cu el la O2 și Dude, eram acum, pe final, că... Da, da, pe final, ne-am da, întâlnit, da, 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 da. Da, că ne-am întâlnit noi, mi se pare că e trecuseră 30 de secunde. Da, da, 10 ce, mai ce task ai făcut acolo? Ce task ai făcut acolo? Upload-ul și card. Nu, stai un pic, stai un pic. Acolo când eram, când te așteptam eu pe tine, ce task ai făcut? Sus de tot, nu? Acolo, nu, nu, nu sus de tot, acolo la vent, la vent, la electrică. Acolo. Da, exact. Nu știu, era wiring, nici nu mai știu exact. Unde sunt alea trei task-uri sus? Ok, am să dau skip, nu vreau să asist la așa ceva. Dau și eu skip. Nu știu ce era, sincer. Nu, 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 că ale să facă, toți. Sami, tu ai ceva de adăugat? Cam pe silențium astăzi. Nu, nu, nu. Nu, pur și simplu mi-am făcut task-urile, n-am avut absolut nimic, deci dacă n-am avut nicio informație. Ok. O să mor primul următor, fiți atenți. Ce facem? Ok, Sami Pink. E Sami era cu Rafa, l-a urmărit tot meciul, despre ce vorbim. Pink Madeline. Ok, deci... What? Era... What? 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 Deci killer-ul e unul dintre noi, Sami nu e că nu era cu noi, deci e Dani, Mădălin, Pink, Vasco și eu. Suntem suspecti. Păi da, fii atent, hai să vă zic o chestie așa foarte importantă. Deci, înainte, deci vreau să știu care era la Electrical, pentru că eu eram la O2 și... După părerea mea, gen, după ochii mei de șoim, Mădă a dat fake la gunoi, la gunoi. Uite-mă, bă, la frunze, na, gunoi sau frunze a dat. Frunze, man, erai la gunoi, erai la gunoi, men. La gunoi este. Treaba e în felul următor, ținând cont că suntem cu toți la grămadă și s-a prins la un kill, clar l-am spus. M-ai votat pe mine? Da. Păi că eu nu fac contabil absolut deloc tot, meciul tot pe mine, mă votez, mă dai...
De luna ți-am văzut. Ai mi a fost kilogramade, nu mi s-a părut. Mie asta mi s-a părut super ciudat că l-am văzut pe mădă dând fake la putem la gunoi și la ce a făcut fruntele. Bă, ce știu, știu. El era în mulțimea aia, iar Bob ce știu că Dan era, da, Dan era AFK, gen. Da, am fost AFK, l-am văzut pe Sami și m-am dus după spre reactor. Asta voiam să spun, că Sami sigur nu e. Sami n-are cum că a fost, gen, n-a fost cu noi acolo în grămadă. Eu n-am fost în grămadă. Păi da, n-ai, n-ai fost, nici tu, nici eu. Exact, omoră, nu știu. Bă, deci dacă nu e Mădălin, e Bob. Dude, eram în spate, n-ajunsesem. Man, eu am intrat ultimul în încăpere acolo și am văzut că era tot la grămadă. Și am făcut full clear lui Sami. Cât de nebun să fiu să-i fac full clear lui Sami ca și impostor. Deci eu, asta e chestia pentru care aș merge pe mădă, doar pentru că el a zis că a făcut frunze și stătea la gunoi. Și, na, gen, bine, asta la gunoi sunt frunze, Sami, să știi. Ok, fiți atenți, ca să stabilim, ca să stabilim, ca să înțeleagă. Frunzele sunt alea când le iei una câte una. Gunoiul ăla de tragi moneta. Da, exact, exact, exact. Da. Bă, putem, putem da skip restul dacă ești și continuăm așa, nu mă deranjează. Eu am votat modul încă zicea el așa, dar oricum, ca să... cred că... Și eu am votat modul, sincer. Știm sigur? Bă, eu am dat, am dat skip, nu știu. Da skip, da skip mai degrabă, dar ținem, ținem momentan suspiciunea asta, zic. Așa, perfect, bravo. Ok. Ok. Mai greu scoți informații la oamenii ăștia. Sami Pink, Sami Pink, Sami Pink, cu mine. Ok, stați aici. Dani a făcut lumina, cine lipsește? Vasco lipsește. S-a închis aia. Mădălin lipsește. Mădălin și Vasco lipsesc. Cred că e mort cineva stânga de tot, 100%. Ok. E Mădălin? Da. Da. E singurul care lipsește din ecuație. Eu sunt la card. Unde? Unde? La card, efectiv fac misiunea la card. La admin? Nu știu unde este, că nu știu pe de rost, dar efectiv dau cardul la acela. La O2 acolo sunt. Cine face misiunea cea mai aproape de bază ultima? Bro, dar aia n-a avut-o nimeni, gen. Cu misiunea aia l-am acuzat de pe Marius că l-am dat afară. Adică, dacă nu are nimeni, nu are nimeni. Am avut-o și eu aia cu cardul. Cum să nu aibă nimeni, bro? E de bună capă, adică dacă spun chestia asta cu am acum. 100% am avut-o și eu aia, zic. Nu știu unde este, la noi te te duci la reactor. Nu, nu e, nu e, mi se pare că nu e. Aici task. Știam că e task comun ăla. S-ar putea să avem numai un singur task comun, mai țin. Nu avem două. Nu sunt pe O2. Știam că pe harta asta e... La masa aia. Nu mai știu care cum sunt. Deci eu eram cu Pink, bro. Eu eram cu Pink și cu Bob, deci din... Pe Bob la sfârșit, bine, la sfârșit l-am pierdut puțin din... Pe m-am dus, m-am dus după Dani să verific dacă s-au făcute kill-uri în electric sau în reactor și nu era nimic, așa am găsit unul în upper engine. Dani ne poate să-mi confirme că m-am dus eu acolo, deși el era singurul care era acolo. Deci eu cu Pink și Bob am fost cam tot timpul împreună. Dani nu știu unde a fost, Mădă nu știu unde a fost. Dani era reactor. Eu zic să-i luăm pe rând, începând cu Mădă, că am avut suspiciune și data trecută și aia e. Mădălin sau Dani? Dani. Clar, că nu putem să dăm skip la fiecare rundă, că tot așteptăm, așteptăm. Aia zic și eu. Tu dați cu Lecun stați, le-am mai terminat. Am terminat de tura trecută. Eu mai am unul în med și unul în reactor, n-am fost deloc în partea aia. Ok, ok. Am putea sincer să-l votăm pe Mădălin, că e chiar suspect și după orice se întâmplă, mai avem puține task-uri, let's go.
S-a dat pe scadă pe tine, adică nu știu. Un impostor și-a vântat cu la făcut. Treaba voastră. Da, da. Vedem acum dacă ai văzut bine sau nu. Hai să vedem dacă am văzut. Dacă nu, eu sunt. Deci dacă nu-i mă dă... Tudor Taskbar. Tu ești prea tryharder, dă omul ăsta de treabă. Tudor Taskbar, lovește-mi, nu. Ai bine, Sami, după mine mă elimini. Dar nu-l dat cumva, dacă e Sami, eu am... Îmi place că mă elimini, dar pe el nu. GG. Aba asta. Hai de mama mea, mă, băiatule, mă. Aoleu, mi-e rău. Nu zic că stai la task-ul la toată ziua, dude. Am țeles, toată lumea a rămas acolo pentru că probabil că așteaptă să facă task. Uite, ce-ați dat? Ați dat oxigenul? What the fuck, e în regulă cu voi? Madeline, Rafa, Rodby, ok, sunt toți aici. Tot vreau să dau de tura trecută pe Rodby jos. O să facă stack, stai. Ok, mă asigur că nu se face stack. E nașpa când se face stack, mă, albastru închis acolo, Vasco a venit de jos, deci probabil găsesc un kill aici. Iar oxigen. Nu e nimic aici. Ok, am găsit unul. Unde? Interesant. În cafeterie, dreapta, dreapta e tot în colțul din dreapta. Eram eu cu Rafa și cu cine mai eram acolo? Pe Rafa știu că s-a dus acolo, dar Rafa nu s-a... Rafa acum, ultima dată. Era kill? Stai. Era kill în dreapta de tot când intrai în... E mort. Ăsta e Bobo, că e supărat pe Max. No, no, nu cred că e Bobo. Eu aș putea, fiți atenți, eu aș putea vouchui pentru Rafa și pentru Pink. Pentru că au fost cu mine în admin și gen... Eu vă zic okay. Eu de task-urile până aici dacă vrei. Unde a fost fiecare totul? Adică dacă Ami a fost... Deci fii atent, tu unde ai găsit cadavrul? În dreapta de tot, în colț. Gen lângă aparatul, lângă tornomat. Că Dani m-a tăcut. Spune Dani, continuă-ți ideea. Nu te-a tăcut, fiecare, chiar n-am idee, că nici nu te-am văzut, sincer. Am crezut că vrei să mă... Da, eu la... Vă rog, mai vorbesc toți deodată. Nu te-am văzut pe hartă, ar fi aiurea. Adică întreb unde era fiecare, ca să ne dăm seama exact. Ok, vreau să vorbească Vasco, pentru că el a venit din cafeteria. Ultima oară am văzut, am trecut pe lângă el. Ah, eu am okay. Intrat și l-a plecat de acolo. Corect, chiar că ai și că n-a zis nimic. Wait, what? Da, Pink face cosplay la mort. Da, cafeteria unde? E sus? Acolo că eu am fost... În dreapta jos, unde e emergency-ul. Ai fost în dreapta, ai ieșit din dreapta, te-am văzut. A, păi am făcut... Deci fii atent, am fost pe balcon, am făcut task-ul ăla cu... Nu știu, dai begin și după... Mie de ajuns, nu știa nimeni task-ul ăsta, sincer. Adică pentru prima oară, eu zic nu. Da. Păi dacă te mă dai begin. Sunt top. Whatever. Sunt top, da, sunt top. Ok, ok. Asta zic. A, nu știi, okay. What the fuck. În fine. La Vasco a venit de acolo. Faza e în felul următor. Doi suspecți pe care pot să iau în momentul de față, fie Madalin, fie Vasco. Pentru că da, ei au fost acolo. De ce aș fi eu, Bob? Ia spune. Pentru că erai deja acolo. Unde să fiu acolo? Efectiv m-am întâlnit cu Rafa și Rafa a venit de jos. Eu am fost efectiv în partea stângă, am făcut misiunea okay. Cu... Ok, dacă poate confirma Rafa, eu doar v-am văzut pe amândoi, erați... Da, da... Bă, cred că a dat vent cel care a omorât, nu cred că are sens. Da, deci sunt pe Vasco. Deci eu pe Dani, da, ce drept nu l-am văzut deloc pe Dani, asta e... Exact, zic și eu că... Cred că killerul e în vent, cel mai probabil în ventul de la cafenea. Mamă, ce-a fost Dani? Bă, iurea Roma pe ăsta cu venturile, mă. Bine, mă, Daniele, bă, bine. Suspect. Da. Da, ar fi putut să mă aștepte aici, știi, să fi zis, că face o treabă și gata, Dani s-a dus în sus, Sami s-a dus în sus, s-a dat cu oxigenul iarăși. Robi, ești cu mine. Robi, stai cam 7 ani la un task de 2 secunde, bine 5. Ok, l-a făcut așa sus, jos Vasco. Pasco aici. Toți la grămadă acolo. Jesus Christ. Hai că nu v-ați dus toți în pana mea. Hai să facem astea că sunt multe aici. Stai.
o să mor acum. Ok, așteptam să ies. Rodby aici. Ok. Okay. Unde? Cred că lângă locker room, aproape de decontamination. Fix înainte îl văzusem pe Sami, dar sigur n-a fost el, că nu cred că el a făcut chiar. Sami a fost pe lângă mine când s-au stins luminile. Și fugeam de el, că am crezut că vrea să-mi dea kill pe întuneric. Eu am vrut să stau cu Pink, am zis că bă, hai că stau cu Pink și vine cu mine la lumină, să facem lumina, dar am fost nu, mi-a lumină cu Dani. Aia și am luat-o la goană. Vreau să vă zic două chestii, nu știu că Bobu poate confirme, dar mă rog. Da? Prima e că Măd a făcut task-uri cu mine, cel puțin da. A venit cu laborale și-a dat bine la FPG, nu? Asta, da, am fost și la Big. Vasco se mișcă ciudat, efectiv eu. Da, bine, mă, eu mă mișc. Eram eu cu Bobu și Vasco s-a dus în spate, așa, de noi. Deci stai, unde era killul că a făcut misiunea a fost? Și m-am dus în spate kill-ul pentru că aveam un task. Killul e pe lângă locker room. Înainte de decontam. Exact, adică fix acolo, Sami, după, dacă luai tot în față, că la un moment dat tu ai luat-o la dreapta, dacă nu mă înșel. Da, eu am luat-o în dreapta, așa e. Sami, impostorul? N-am cum să fiu, Dacă era el, îmi dădea kill în cafeteria. Și eu direct și am aprins lumina, adică eu am făcut luminile. Eu am, când s-a dat lumina, am stat fix pe vent ca să văd dacă este cineva de acolo, ca să știu dacă am pe cine să dau vina sau nu. Cum fac test-ul cu aparatul de suc care aruncă chestii? Te uiți ce poză ai și faci... Am uitat, că l-am făcut doar o dată. Zic că nu votăm, pe 7. Am dat skip. Părerea mea, zic că nu votăm pe 7. Dar da, singurul pe care am văzut a fost Vasco, nu l-am văzut și atât. Momentan. Ok. Vasco sus. Puțin sus. Ok, Dani, toți aici, n-am văzut cine s-a sus. O stau să verific și senzorii, care ar fi puțin aere. Ok, Sami cu verde. Cu Rodby. Sami, Rodby jos. Vasco vin de sus. Madalin, de ce stai să repar luminile așa greu? Alo? Hai zic. Ok, sunt toți aici. Ok, Sami. Rodby. Sami, verde. Madalin, Vasco. I knew it. Adase. Bun, hai să vă zic o chestie. Stai. Zi. Nu, ok, mă dă unde ai găsit corpul? Mă dă? Post chat. Scuze, eram pe mut. L-am găsit în stânga la launchpad. Păi cum ai găsit în stânga la launchpad dacă doar tu cu Bob ați fost amândoi acolo? Când m-am dus eu către lumini în sus, doar tu cu Bob ați plecat în jos. Păi da, eu acolo l-am găsit. Între timp nu știu unde s-a dus. Eu zic unde l-am găsit. Lângă asta vreau să vă zic o chestie, nu știu că e adevărat. Dar când eram eu singur, Dani s-a apropiat de mine. Și când ați venit voi, a plecat. S-a stat în spate, efectiv. Cine? Dani. Deci eu, până în momentul ăsta, eu chiar cred că e Mădă. Deci eu cred 100% în momentul ăsta că e Mădă. N-am nicio legătură. Nu era Dani. Dacă eu am misiune acolo... Aia voiam să spun Rodby, dar te-am lăsat să-ți spun ideea. Eu nici nu te-am văzut sincer. Bro, când m-am dus să fac lumina, Mădă cu Bob au luat-o în jos. Păi da, eu efectiv dacă am misiune și am găsit corpul, ce vrei să fac? E logic, nu? Stai mă, tu unde te-ai despărțit de el? Să-mi luat corpul și să nu fac nimic? Unde te-ai despărțit, Mădo? Poftim? Unde te-ai despărțit? Dacă ai găsit corpul... Am făcut primul lumina, după ce am venit în jos, m-am dus spre stânga că aveam misiune și Bob a fost în față. Lângă mine, înapoi a venit Vasco, gen a plecat Vasco de acolo și m-am dus spre el. Eu știu că am văzut un albastru și n-a fost Sami albastru ăla. Păi, ce albastru? Eu zic că Mădă, eu zic că a dat self-report 100 la miliard, pentru că, bă, Mădă cu Bob s-au dus în jos, self-report.
Da, dar mă, zice că l-a văzut și pe Vasco și Vasco e... Ce frază mică, deci eu am fost și am dat corpul. Self-report, dacă am văzut corpul, trebuia să nu-l dau acum, nici nu mai știu cum să mai zic. Unde, unde ai fost Vasco? Nu știu, nu știu de voi, dar eu am dacă completat din partea, toate task-urile. Stai un pic, mă, stai un pic, lasă-te Vasco. Nu mai înțeleg nimic. Am completat absolut toate task-urile. Ce-i drept? Ce trecută pe Vasco l-am văzut în cafeterie când a fost făcut kill-ul. Gen, când a fost făcut kill-ul și el n-a fost, și el n-a fost acolo. Asta a fost singurul pe care l-am văzut că a venit din partea aceea și a venit self-report. Eu zic că e self-report, pe Madalin. Eu zic că e Vasco. Dacă nu e Madalin, e Vasco. Nu știu, chiar nu știu pe cine. Am dat Madalin. Nu știu. Oh, e Vasco. Mamă, bă, bă. Ia că facem mâine, o să vedeți că nu era Madalin. Nu știu cine e impostorul. O să vedeți, o să vedeți la final. Chopa. Este prima. Unde e emergency aici? Shush. Cafenea, by the way. Bă, vreau să vă zic că trebuie să scoatem neapărat pe cineva, că eu mai am îngrozit asta și nu mă pricep. Eu zic că... Ceva trecută, suspectul a fost mădă. Sută din... Și acum nu puteam să te omor, de asta aș fi venit după tine, ca să nu mai fiu... Păi cum să mă omor dacă eram în continuu cu Dani? Eram eu cu Dani și tu. Normal că nu mai fiu omor dacă eram trei. Gen. Gen. Bă, bine, fericit că au vina pe oameni, nu știu. Ideea e că Madalin când eu făceam task a venit la același task cu mine. Cine n-a fost cu noi? Eu, deci efectiv singurul care n-a fost cu noi. Deci a fost așa, ai fost tu, eu, deci eu, Zasami, Dani și a mai fost la Hey Ping, nu de-am întâlnit, da, a fost la... Rodby a fost singurul care n-a fost cu noi, bine, dar nu știu oameni totuși. Singura chestie care mi s-a părut ciudat a fost că tu te-ai dus cu Bob în jos și aia a fost cea mai mare greșeală, că am zis dacă moare Bob sau mădă, e Bob sau mădă invers, gen ăla care moare e așa, gen n-are... Da, dar a apărut Vasco în situație și până la urmă aveam două posibilități. L-ați dat, l-ați dat afară pe Vasco. Madalin, ce task ai făcut până acum? Gen. Păi eu acum efectiv mai am un task și veneam la reactor ca să fac reactorul, că nu știam care sunt, de ce nu era reactorul. Băi, deci mă jur cu ușile alea. Da, la ușile. Mi-am luat panica, vorbesc serios, mai fost cred că vreo 8 secunde ce mă adică. Gen, la chestia cu reactorul mi s-a părut ciudat că aveam reactorul și Dani se ducea gen la electric. Da, asta am văzut Dani pare esas. Și pe imposturul nu l-am văzut deloc, adică what the fuck, mi-e eu, dar jur că mă împiedic pe hartă și după când eram la uși, ba stăteai tu, ba stăteați mă, deși... Mai am decât o misiune, nu mai bine dăm skip și facem misiunea să terminăm? Nu, dăm. Mai am eu 3 misiuni și nu contează. Deci eu, asta e chestia principală, a murit Bob, tu gen l-ai omorât pe Bob. Asta e... Dacă nu e mărturie Sami și cu Dani imposteri și dacă... Trebuia să fi trecut să nu fi dat, data viitoare nu mai dau pe corp, ești nebun? Păi automat eu nu prea l-am văzut pe Dani să fie astea. Asta nu e un impostor în viață, clar. Îl dăm pe mădă afară și e Sami și cu Dani. Eu zic să-l dăm pe Dani, zic să-l dăm pe Dani. Oricare, eu am dat pe mădă. Ce mai dat pe mine, dude? Am făcut task-ul tot jocul și am fost la reactor. E sigur? Bine, hai. Vreau abas, băi. Hai, eu dai, că nu știu cine și cum. Fii antena că sunt doi și cine l-a votat? Dani și cu mădă. Au dat. Trebuia să votăm, că trebuia să votăm. Dani cu mădă. Da, clar. Wa. Păi e bine. Sprăjiți.
E mort cineva? E mort, dacă e mort Rodby? Dani a rămas după mine, Dani a rămas după mine. Păi și bro, nu puteam să te omor dacă erai singur? Gen. Nu știu, nu știu. Nu, pentru că dacă îl omorai, eram sigur eu și cu Sami că tu ești. Pentru da, că eu și cu el eram împreună. Eu am fost cu Rodby. Nu știu, eu am uitat pe Dani. Nu știu care mai aveți, eu mai am două task-uri. Eu mai am două task-uri. Mai aveam în admin unde să ajungeți. Eu am dat skip. Nu știu mapa. Cum adică, dar sunt task-uri simple, dude. Nu știu să ajung la ele. Cum adică nu știi să ajungi, deschide tab. Da, exact, dar vezi tab. What? E mai ceva ca Google Maps, bă. Săracul Rodby, obișnuit cu harta de la Apple și aia. Ești ciudat, man. Să dai lumina. Ai, ai, ai. Noi el trebuie să fac o schemă de genul închizi lumina, dai vent, omori pe cineva și te întorci. Easy. Ca să nu faci pe suspectul. E zi nașpa când lumea stă așa de apropiată la final, când... De da a fost Dani. Dani, cea mai mare greșeală. Dani! Bune, Dani, eu începeam să cred că e Sami. Rudy, ești mort, man, de ce te l-ai spăr? Mamă, ce mergi ciudat! De ce eu am zis nu se mai face niciun kill Pink e. De ce eu am zis că Pink e 100% acum? Tu m-am plimbat cu tine 10.000. Bravo, mă, bravo. Zăsami, am și o întrebare pentru tine. Da. Dacă l-ai văzut pe Dani Den că a dat skip când l-ați votat un impostor. Ba, aia nu înseamnă. Exact.